doamnelor și domnilor, bună dimineața! Vă invit și vă invităm, de fapt, să discutăm un pic despre ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile la noi în țară și am putea spune, poate cel mai important lucru, pe care poate l-așteptam de foarte multă vreme, și anume... De astăzi, da, s-au ridicat restricțiile. După 2 ani de pandemie, astăzi e prima zi în care nu mai trebuie să purtăm mască, nici în spațiile exterioare, nici în cele interioare. De altfel, de la miezul nopții au fost ridicate toate restricțiile. Au devenit, de fapt, obligațiile, s-au transformat în recomandări, cumva? Da, cam asta ar fi cea mai simplă explicație. Putem să avem liber la petreceri, nunți, botezuri și cumetrii, cum era vorba și gluma. Una peste alta... Nu ne mai trebuie certificat verde la intrare în instituții publice sau în magazine. Însă, e important de spus că totuși pericolul infectării nu a dispărut, a rămas. Autoritățile apelează cumva la precauție și bun simț din partea cetățenilor. Cumva Voalat ne recomandă ca încă să purtăm masca, încă să ne ferim de grupurile mari. Pe de altă parte, este interesantă declarația lui Alexandru Rafila, care pe 21 februarie, așadar în urmă cu puțin timp, spunea că aceste restricții ar trebui să renunțăm la aceste restricții într-un mod gradual și nu deodată. Iată că renunțăm deodată. Și întrebat ieri în conferința de presă de ce s-a renunțat deodată, Alexandru Rafila a evitat să dea un răspuns concret, dar a spus că este la sentimentul guvernului. Cu alte cuvinte, cu 2 săptămâni înainte era o cu totul altă discuție în legătură cu ridicarea acestor restricții. Da. Era cumva împotriva acestor restricții care să se ridice deodată, tocmai pentru că impactul asupra sănătății poate fi unul major. De altfel, s-a și ridicat problema valului 6. Până acolo, în schimb, trebuie să suportăm sau să ne bucurăm de o vizită, depinde de ce parte a eșichierului politic te așezi. Schimbăm ușor-ușor macazul, așa este. Vicepreședintele Statelor Unite, iată, vine pe 11 martie în România pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu aliații de pe flancul estic. Kamala Harris se va întâlni vineri la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va transmite aprecierea administrației de la Casa Albă pentru abordarea responsabilă și implicată a țării noastre în contextul acestor amenințări de securitate generală. E interesant de văzut, într-adevăr, ce va declara vicepreședintele Americii. Să nu uităm că au venit foarte multe oficialități, înalte oficialități de la nivelul Uniunii Europene la noi în țară. Evident că acum urmează una dintre cele mai înalte oficialități. E vorba de vicepreședintele Statelor Unite ale Americii. Da. Și asta în contextul în care vă readucem în atenție că ieri a fost publicată o listă a țărilor neprietenoase. A fost și o declarație din partea Rusiei care spunea că trebuie să fim foarte atenți la folosirea aerodromurilor și cumva și ajutorul. Vrei să spui că treaba asta cu vizita ne aduce și mai clar în atenția lui Putin, nu? E cumva o discuție foarte apăsată și direcționată către apărarea flancului estic și noi suntem în flancul estic. E normal, ne apropiem de 2 milioane de refugiați, adică este o cifră, este cea mai rapidă criză umanitară din punct de vedere al evoluției. Și asta în condiții în care e frig și va fi din ce în ce mai frig. Temperaturile în următoarea perioadă, cel puțin până pe sâmbătă, duminică, vor fi extrem de scăzute. Vor fi foarte multe regiuni unde pe timpul nopții va fi ger, fix ce îți place ție. Minus 17 grade. Astea sunt temperaturi mai degrabă pentru luna ianuarie, nu pentru luna martie. E drept că e doar începutul lunii martie. Pe de o parte, pe de altă parte, după cum ați văzut, ninsorile nu vor dispărea, apar în următoarea perioadă în mod constant. Nu se va depune de zăpadă, pentru că ziua e din ce în ce mai mare și asta nu va lăsa ca zăpada să se... Vorbim de 1-3 cm în sudul țării, ceea ce nu este mult și n-ar trebui să surprindă autoritățile. Cu mult mai frig decât ar trebui să fie în luna martie, asta e clar. Alte știri imediat, doamnelor și domnilor. Așadar, știrea zilei de astăzi, masca de protecție nu mai este obligatorie, iar viața cumva... tinde să revină la normal, nu? Aș pune niște ghilimele, pun, pentru că asta înseamnă că restaurantele, barurile, teatrele, sălile de cinema nu vor mai avea un program restrâns, limitat și nici limită de persoane, că era vorba de 30%, 50%. Da, așa este. De la miezul nopții trecute, starea de alertă a fost ridicată, iar de acum înainte, infectarea cu SARS-CoV-2 va fi tratată ca o gripă banală și la noi în țară. În
Ultima zi a stării de urgență în România au fost înregistrate de alertă, au fost înregistrate 5461 de cazuri, 101 decese, la ATI era undeva peste, ușor peste 700 de persoane internate, iar în București rata de incidență e aproape de 14 la mie. Utilizarea măștii, atât în spațiile exterioare cât și în spațiile interioare, nu va mai fi obligatorie. Nu vor exista limite privind accesul în diversele spații publice, fie că discutăm de spații comerciale, instituții de alimentație publică, instituții publice. Nu vor mai exista limite în privința orarului. Dacă un copil este simptomatic, dacă tușește, îl doare gâtul, nu-l trimit la școală în colectivitate. Același lucru este și pentru condiția izolării în cazul persoanelor pozitive. Aceste restricții se transformă, potrivit Ministrului Sănătății, în recomandări. Continuăm să recomandăm purtarea măștii de protecție în spațiile deschise aglomerate, de exemplu în piețe sau în spații din acestea extrem de aglomerate, în mijloacele de transport în comun, în spațiile închise, inclusiv în unitățile sanitare, și nu mă refer la personalul medical, pentru că masca în cazul personalului medical face parte din echipamentul de protecție. Boala oricum mai rămâne, era cel mai puternic, eu mai slabe. Nu lucru bun mă gândesc. Incomodă. Și sperăm că să nu mai fie ce-a fost. Ne-am săturat cu toții să purtăm masca asta, să nu putem să respirăm liber, dar pe de altă parte să ne gândim că în ultimii 2 ani ne-a și ajutat să mai scăpăm decât o răceală. Starea de urgență în România a fost introdusă în urmă cu aproape 2 ani, pe 16 martie 2020. Da, și spunea domnul din imagine că ne-am săturat cu toții să purtăm mască, poate așa este, dar iată, de astăzi este prima zi în care nu mai suntem obligați să purtăm masca de protecție atât în spațiile exterioare, cât și la interior. Ministerul Sănătății a făcut o serie de recomandări pentru a preveni infectarea cu SARS-CoV-2. Ne vorbește despre acestea Daniel. Daniel, oferă-ne detalii despre corect, ce este Irina, vorba. Ceea ce am eu în mână, și anume masca cu care ne-am obișnuit de aproape 2 ani, reprezintă ceva ce ține de trecut. Pentru că recomandările de astăzi se transformă, obligativitățile se transformă în recomandări. Așadar, vorbim în primul și în primul rând de faptul că masca de protecție nu mai e obligatorie nici în spațiile închise, nici în exterior. Se vor relua cu prezență fizică în grădinițe, școli și universități cursurile. Certificatul verde, cel pe care știm că trebuie să-l avem de fiecare dată la îndemână, nu mai trebuie prezentat la intrarea în centre comerciale, în restaurante sau în instituțiile publice. Intrarea în țară e permisă fără certificatul verde. Se renunță și la celebrul formular PLF la intrarea în România, evident, iar magazinele și restaurantele pot rămâne deschise și după ora 22, se pot organiza evenimente private la capacitate maximă. Iar izolarea în caz de infecție cu SARS-CoV-2 se va face individual. Pe de altă parte, e important să spunem și faptul că Ministrul Sănătății a făcut și câteva precizări legate de un eventual val 6 al pandemiei de COVID. Alexandru Rafila susține că în acest moment nu se pune problema unui asemenea risc, dar l-a recomandat românilor să fie prudenți în continuare, chiar dacă restricțiile au fost ridicate. Nu mă hazardez să fac afirmații tranșante, mai ales când e vorba despre un agent biologic cu o foarte mare variabilitate genetică, și vă spuneam că așteptăm toamna, nu ca să vină un nou val, ci să vedem dacă particularitățile în ceea ce privește transmisibilitatea și patogenitatea unor tulpini, variante emergente, ne pun în situația apariției unui astfel de val. Rămân în continuare adeptul practicării regulilor de protecție individuală care duc la protecția comunității, iar lucrul acesta, dacă se va dovedi necesar, cred că trebuie să-l avem în vedere pe tot parcursul acestui an. Sancțiuni fără precedent impuse Federației Ruse. Statele Unite interzic importul de petrol și gaze din Rusia. Alianții Europene ai SUA nu au luat o asemenea decizie atât de drastică, deoarece multe țări din Uniunea Europeană depind de gazul rusesc. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe. Atenție, aceste importuri de care vorbea Joe Biden reprezintă 3% din nevoile pe care Statele Unite le au când vine vorba de gaz și de petrol. Și de aici această decizie. Ceea ce înseamnă dacă nu există foarte multă presiune pe ei. Dar la scurt timp după anunțul Washingtonului, președintele Zelensky a mulțumit liderului de la Casa Albă pentru decizia luată și a spus că este un atac dat în inima mașinii de război a lui Putin. Guvernul de la Londra a anunțat că și Marea Britanie va impune o restricție similară până la sfârșitul acestui an. În acest moment, Uniunea Europeană încă lucrează la un plan de reducere a dependenței față de gazele rusești. Vă reamintim că Germania, Bulgaria, Ungaria au spus că ele deocamdată nu pot renunța la petrolul și gazul rusesc pentru că ar duce la blocaje grave ale economiei. Bun, și avem și o schimbare radicală de strategie la Kiev. Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky susține că este dispus să ajungă la un compromis pentru a opri violențele asupra ucrainienilor. Mesajul său defensiv a continuat. Liderul de la Kiev a declarat privitor la aderarea la NATO că, citez, m-am liniștit în această privință, deoarece alianța nu este pregătită să accepte Ucraina și a amintit că este deschis dialogul în privința teritoriilor separatiste. Volodymyr Zelensky pare că ar fi dispus să dea curs doleanțelor Kremlinului pentru încetarea atacurilor armate. În primul rând, sunt pregătit de dialog. Nu suntem pregătiți să capitulăm, pentru că nu este vorba despre mine, ci despre poporul care m-a ales. Referitor la NATO, m-am liniștit de mult în această privință. Asta după ce am înțeles că NATO nu e pregătită să accepte Ucraina. Alianței este teamă de chestiuni controversate și de confruntări cu Rusia. În cadrul unei conferințe comune cu președintele Letoniei, secretarul general al NATO a declarat că alianța trebuie să facă tot posibilul ca războiul să nu se extindă dincolo de granițele Ucrainei. And we have a responsibility to ensure the conflict does not escalate and spread beyond Ukraine. That would be even more dangerous, destructive and even more deadly. The situation could spiral out of control. În timp ce Vladimir Putin continuă să folosească orice alt termen mai puțin cel de război, reprezentanții ONU îl acuză că terorizează Ucraina. It's clear Mr. Putin has a plan to destroy and terrorize Ukraine. If the last two weeks have shown us anything, it's that the Ukrainian people are not going to give up. Faptul că nici cea de-a treia rundă de negocieri nu a adus la niște soluții clare nu face altceva decât să îngrijoreze și mai mult liderii comunității internaționale. Emmanuel Macron a declarat că nu crede că negocierile vor da roade și că războiul va continua. Și apropo de declarațiile lui Zelensky, important să spunem că el a fost ovaționat în picioare în Parlamentul Britanic după ce a promis că va lupta cu trupele invadatoare în aer, pe mare și pe străzi. A folosit și câteva cuvinte din discursul lui Churchill, ceea ce a făcut ca atmosfera acolo în Parlamentul Britanic să fie cu totul diferită. Într-adevăr, atitudinea lui este duce către o schimbare radicală, am putea să-i spunem, în față de discursurile din ultimele zile. Nu? E de urmărit ce se întâmplă oricum? Mergem către președintele Klaus Iohannis, care susține în contextul războiului din Ucraina că flancul estic al NATO trebuie întărit cât mai repede. Șeful statului a precizat că în acest moment traversăm și, citez, cea mai gravă criză de după cel de-al doilea război mondial. Am încheiat citatul. Parcurgem cea mai gravă criză de după cel de-al doilea război mondial. România condamnă ferm agresiunea militară rusă asupra Ucrainei, sprijină ferm suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei și va continua să acorde asistență multidimensională Kievului. Agresiunea rusă contra Ucrainei și noua realitate de securitate definită prin prezența militară masivă a Rusiei în Ucraina și în Belarus confirmă în modul cel mai elocvent necesitatea și urgența acestei consolidări a posturii flancului estic.
Le vorbim sau nu despre război copiilor noștri? Ce le spunem până la urmă copiilor despre tensiunile pe care le văd în mod constant la televizor? Sunt întrebări pe care mulți părinți le au în această perioadă. Nu putem să-i ferim de informațiile care apar, dar putem să le fim alături și să le răspundem la întrebări copiilor, nu? Așadar, vă invit să urmărim împreună un material filmat de echipa Focus împreună cu colega mea și fetițele ei. Prima TV s-a alăturat ONG-ului Salvați Copiii în dorința de a aduce un zâmbet micuților care s-au refugiat în țara noastră și cărora le-a fost furată copilăria. Cât de poate înțelege un copilaș despre acest război cumplit din Ucraina? Împreună îi putem salva. Haideți să trimitem cu toții un SMS de 2 euro la 8827 și să-i ajutăm să creadă într-un viitor mai bun. Credem bine! Chiar dacă nu știu să-și exprime îngrijorarea, copiii pot fi foarte afectați de informațiile legate de războiul din Ucraina. Important este să încercăm să le explicăm situația și să-i liniștim. Aceste desene pe care două fetițe de 7 și 5 ani le-au făcut arată că inocența și bunătatea copiilor depășesc orice graniță. Tu ce ai desenat? Un interviu despre o fetiță. O doamnă ținea un interviu cu o fetiță și o întreba din ce țară este și ce s-a întâmplat în țara aceea. Eu am desenat două familii din Ucraina care tocmai s-au mutat într-o casă din România. Colega noastră de la Focus la prima oră, Irina Gologan, nu a evitat să le vorbească fetițelor sale despre situația tensionată din Ucraina. Roa și Emma au avut multe întrebări, iar mama lor le-a vorbit cu sinceritate și le-a ascultat emoțiile. Primul lucru pe care Emma m-a întrebat a fost, vine război și în România? Asta e, de fapt, îngrijorarea cea mai mare. Asta a fost îngrijorarea cea mai mare a copiilor. Rusia a fost rea cu Ucraina. Au fost răi, da. Armata rusă a fost rea, într-adevăr, la comanda lui Putin, nu? Putin își dorește oamenii din Rusia sau țara? Din Ucraina? Da, din Ucraina. Dacă își dorește oamenii din Ucraina sau țara Ucraina, el spune că își dorește țara. Te întreb de ce rănește oamenii de acolo? De ce îi rănește? Da, adică... Eu știu de ce. Ca să rămână fără oameni în Ucraina și să o poată cuceri mai ușor. Vrea să cucerească țara, nu? Dar... Roa și Emma au înțeles foarte bine ce se întâmplă. Au compasiune și dorința de a ajuta pe copiii ucraineni care au ajuns în România. Dar cum am putea să-i ajutăm pe copilașii din Ucraina? Pot să zic eu? Da, te rog. Să adăpostim niște ucrainieni și să le dăm o cameră sus la mansardă la noi în casă. Ne gândim serios și la treaba asta. Deocamdată o să strângem niște hăinuțe pentru o familie care a adăpostit aici în București și poate renunțăm și la niște jucării? Da. Pentru copiii respectiv? Da. Suntem împreună pentru copiii din Ucraina. Uniți într-o campanie Prima TV și salvați copiii! Tabăra Magic Camp, locul unde copiii cu afecțiuni oncologice își petrec vara, a devenit acum adăpost pentru refugiați. Șoferii de suflet, cei care de obicei îi transportă la spital pe micii pacienți, îi conduc acum în locuri liniștite pe oamenii care fug din calea atrocităților din Ucraina. Pentru că o mână de ajutor face diferența. La 150 de kilometri de București, Magic Camp era tabăra destinată copiilor cu boli grave. De câteva zile însă, aceasta a devenit a doua casă pentru 10 de ucraineni. Printre ei este și Natasha, mama a 7 copii. În urmă cu câteva zile a reușit să fugă din bunkerul în care se ascundea și să ajungă în România, însă doar cu 3 dintre copii. Voluntarii Asociației Magic au ajutat-o și i-au oferit adăpost. Sunt foarte mulțumită de oamenii care m-au ajutat aici. Mă simt foarte bine și le mulțumesc mult. Niciodată nu m-am gândit la asta. Eram liniștiți. Niciodată n-am crezut că o să înceapă așa ceva la noi în țară. Gândurile ei au rămas acasă, la ceilalți copii. Vrem să nu mai fie război. Vrem să fie țări liniștite, să nu mai fie sânge și lacrimi, să fie toată lumea liniștită și să trăiască în pace. Și Alisa a reușit să plece din calea bombardamentelor. Era în Odessa când a început războiul. A luat tot ce a apucat să pună într-o valiză și a fugit.
Știa că trebuie să facă tot ce poate pentru a-și salva băiețelul de doar 3 ani. Suntem foarte bine aici. Avem și mâncare și căldură pentru copii, dar și îmbrăcăminte. Sunt alături de noi toți cei de aici. Soțul meu nu e cu arma în mână, dar ca fiecare de acolo, ajută în acest moment cu tot ce poate soldații din Ucraina. Încă din prima zi, voluntarii Asociației Magic s-au mobilizat și au oferit ajutor refugiaților. Șoferii de suflet, cei care în mod obișnuit transportă copiii bolnavi la spital, au fost zi și noapte la granițe, de unde au transportat gratuit ucrainenii în locurile unde aveau nevoie. Chiar astăzi, un camion cu ajutoare a pornit la drum spre Ismail. Peste 400 de refugiați au găsit cazare în spațiile Magic Home din București, Iași, Chișinău și Viena. În acest moment la Magic Camp sunt 32 de ucraineni care au fugit din calea războiului și au găsit aici adăpost și sprijin. Este un flux continuu de refugiați care vin și pleacă. Printre ei sunt și foarte mulți copii cu vârste între 5 luni și 14 ani. Mii de ucraineni trec granița zilnic spre România. Pentru a-i sprijini în continuare, este nevoie de orice ajutor. Poți ajuta chiar tu printr-o donație la unul din conturile afișate pe ecran sau printr-un simplu SMS la 8864 cu textul Solidaritate. O aplicație realizată de un programator din România prezintă harta celor peste 4500 de adăposturi de protecție civilă din țara noastră. Aplicația adăpostulmeu.ro este gratuită și cu ajutorul ei putem găsi adăpostul antiatomic din apropierea casei noastre. Aplicația identifică și adăposturile care sunt disponibile atunci când suntem în deplasare. Mergem la Roxana? Da, bună dimineața, bună Roxana! Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Avem parte de vreme rece pentru această perioadă, cu temperaturi mult mai scăzute decât ar fi normale, așadar vreme destul de rece, atipică pentru această primăvară, însă meteorologii au anunțat că vine primăvara abia spre sfârșitul lunii. Dar haideți să vedem acum ce se întâmplă pe continent. În regiunile vestice și în jumătatea sud-estică a Europei va predomina vremea închisă, în restul continentului vremea va fi frumoasă. În regiunile din vest, din sud-est și din est sunt anunțate precipitații. În Regatul Unit și în nord-vestul Spaniei vor predomina lapovița și ploaia, iar în regiunile din sud-estul și din estul continentului va ninge. Vântul va avea intensificări în zonele vestice, estice și sud-estice. Temperaturile rămân în continuare scăzute în jumătatea estică a Europei din cauza masei de aer rece care înaintează dinspre nord-vestul Rusiei către Munții Carpați și Marea Adriatică. Astăzi, la noi în țară, vremea va fi deosebit de rece, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 6 grade. Cerul va fi acoperit de nori în majoritatea zonelor. Nu scăpăm nici de precipitații. Vor predomina ninsorile pe arii restrânse în regiunile extracarpatice și cu totul izolat în rest. La munte va ninge slab, vântul va avea intensificări în estul, sud-estul și vestul țării, precum și pe crestele montane. În capitală vom avea parte de frig și vreme închisă. Trecător va mai ninge slab, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Mâine se mai răcește puțin, astfel că maxima nu va depăși 4 grade. Soarele se va arăta trecător, iar șansele să avem parte de precipitații sunt reduse. Vântul va prinde putere însă și va spori senzația de frig. Vineri, temperatura continuă să scadă și la amiază termometrele vor arăta cam 1 grad. Cerul va fi mai mult noros, însă nu vom avea parte de precipitații. Deocamdată atât despre vreme, dar ne vedem și ora viitoare cu informațiile meteo. Irina Daniel. Mulțumim, Roxana. Domnul și domnilor, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Am revenit, doamnelor și domnilor, vorbim despre ridicarea stării de alertă în România, care înseamnă pentru elevi și cadre didactice ridicarea tuturor restricțiilor impuse școlilor în vremea pandemiei. Așadar, în direct cu noi, prin telefon, este acum Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Bună dimineața, mulțumim frumos că ne sunteți alături. Bună dimineața. Haideți să explicăm concret ce înseamnă pentru elevi și profesori ridicarea acestor restricții. Cu alte cuvinte, ne întoarcem, putem să spunem că ne întoarcem brusc la sistemul școlar de acum 2 ani? Înseamnă de fapt că nu mai sunt impuse acele restricții de care am avut parte 2 ani de zile, dar asta nu înseamnă că vom reveni 100%, este imposibil să revenim 100% la modelul care exista acum 2 ani. Între timp, școala a evoluat, se folosește din ce în ce mai mult tehnologia digitală, deci din punct de vedere pedagogic nu ne așteptăm să se revină la ceea ce era în martie 2020. Însă, din punct de vedere al prezenței fizice la școală, da, de astăzi este permisă revenirea la școală
fără mască a tuturor copiilor în condiții normale de studiu. Noi însă, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, am recomandat și vom recomanda în continuare folosirea măștilor de protecție în spațiile aglomerate, pentru că și inclusiv în clase, pentru că ar fi păcat ca în 2-3 săptămâni acum să pierdem avansul pe care l-am luat în fața acestui virus. Noi am tot anunțat încă de la prima oră faptul că obligațiile se transformă în recomandări. Dar așa este. Parte din respectivele restricții care au ajutat să avem oarecare stare de normalitate se vor menține? Va exista o posibilitate să facem acest lucru? Nu va exista această posibilitate. Restrângerea oricăror drepturi, impunerea de restricții este limitată pe perioada stării de urgență sau stării de alertă sau, Doamne ferește, pe perioada stării de război. Însă, în momentul de față, niciuna din aceste stări nu este în vigoare în România. În consecință, noi nu putem impune nicio o restricție care ar restrânge într-un fel sau altul dreptul la educație al copilului. În consecință, ne conformăm prevederilor legale și tot ceea ce este prevăzut în legea educației se aplică de drept. Și atunci haideți să luăm un caz concret. Ce se întâmplă dacă într-o clasă se va înregistra un caz, două, trei de COVID? Acei copii rămân acasă în izolare la recomandarea medicului până când dispar simptomele. Atât. Dar se mai face o anchetă epidemiologică, cei care sunt contați direct, se schimbă cumva toată această procedură, dăm telefon la DSP, la întoarcerea de la școală avem sau nu avem nevoie de acel aviz al medicului de familie? Aveți idee? Ne puteți spune? În momentul de față, din câte am fost mai informat, nu mai este nevoie de anchetă epidemiologică, pentru că fiecare, nici măcar prezentarea la medic, am înțeles că nu mai este absolut necesară. În cazul în care apar simptome, părintele ține copilul acasă pe o perioadă de 5 zile, cât este prevăzut în profilul virusului, după care revine la școală elevul, fără un aviz epidemiologic. Deci nu mai există aceste restricții. Repet, este de bun simț, dacă vreți, că în momentul în care vedem că un copil este bolnav, să-l ținem acasă pentru a nu duce virusul în comunitate. Însă este decizia fiecărui părinte. Profesorul nu mai poate să îi pună copilului plecarea de la clasă în așa fel încât să îi protejeze pe ceilalți. Domnule, este responsabilitatea individuală a fiecăruia. Domnule consilier, așadar școala sau, eu știu, învățătorul, dirigintele în speță, nu mai are dreptul să decidă dacă se poartă sau nu mască, se merge nu. Cumva pe recomandări, dar aș vrea să vă întreb, dacă în cazul unui elev infectat cu SARS-CoV-2, care este acasă, învățătorul poate lua decizia ca acesta să intre în online sau nu mai e voie să intrăm în online, ca să fie foarte clar specificat? Nu este interzis, dar învățătorul nu mai este obligat, sau profesorul poate să ia această decizie. Evident, noi, acolo unde există instrumentele și infrastructura pentru a face acest lucru, noi încurajăm profesorii și învățătorii să includă în procesul de învățare, în măsura în care este posibil, și pe cei izolați la domiciliu. Acum nu vrem să ajungem nici în situația în care s-a discutat foarte mult despre obligativitatea copiilor de a participa la ore online, chiar dacă sunt în izolare pentru că sunt bolnavi. Nu cred că nimeni care este angajat undeva și-ar dori să participe, să muncească dacă este în concediu medical. Deci să facem cumva o paralelă între cele două. Dacă copilul este într-adevăr bolnav și are simptome grave, nici măcar nu are rost să ne gândim să-l forțăm să participe la procesul educațional. Dar dacă are simptome ușoare, evident, poate participa cu condiția ca școala să aibă infrastructura și învățătorul să-și dorească acest lucru. Și ce se întâmplă cu testele pe care trebuia copilul, orică e la școală, orică e la grădiniță, să le facă în anumite zile ale săptămânii? Acest sistem rămâne în vigoare sau se renunță la el de vreme ce am renunțat și la starea de alertă? Mai sunt foarte puține teste în momentul de față în școli. Acestea pot fi folosite în continuare. Nu mai există obligativitatea folosirilor și raportării cazurilor de COVID. Evident, repet, noi recomandăm folosirea lor până la finalul, până la epuizarea stocurilor, astfel încât, dacă se mai detectează cazuri, copiii respectivi se poate fi plasați în izolare și să prevenim răspândirea virusului. Însă nu mai este obligatorie folosirea lor și nici raportarea
acestora. Am înțeles. V-aș ruga să schimbăm puțin subiectul. Premierul a anunțat un ajutor pentru copiii refugiați din Ucraina. Aceștia vor beneficia în școli de aceleași drepturi ca și elevii români. Haideți să vedem ce înseamnă acest lucru pentru Ministerul Educației. Pentru copii, în primul rând, înseamnă că aceștia se vor putea înscrie la orice școală din România, deocamdată că cu statut de audienți pentru ei nu înseamnă, nu reprezintă nicio diferență acest statut, este unul pur administrativ, pentru că nu avem întotdeauna actele copiilor din Ucraina pentru a le putea opera transferul, îi înscriem efectiv în clase, urmând ca ulterior, dacă rămân pe o perioadă mai lungă, să poată da niște teste de echivalare, să învețe limba română și să fie înmatriculați în sistemul de învățământ. Însă aceste teste nu sunt obligatorii acum la început, având în vedere situația excepțională în care suntem. Deci ei pot participa la ore, profesorii învățătorii vor încerca să integreze prin metode specifice de muncă în echipă, lucru în grup. Acolo unde copiii vorbesc limba engleză va fi mai ușor. Pentru cei mici va fi de asemenea mai ușor în clasele pregătitoare primară, pentru că învață alături de colegii lor din România. Dar vor fi și dificultăți, sunt convins, la unele discipline unde va fi mai greu de vor fi mai greu de integrat. Domnule Sechei, apropo de cei mici și din clasele pregătitoare, unde știm că există această limită de copii, de 25 de copii într-o clasă, asta ce înseamnă că ne putem aștepta noi ca părinți ca numărul elevilor să fie suplimentat automat din moment ce vor intra colegi noi din Ucraina, nu? Da, pentru copiii din Ucraina, aceștia pot fi, s-a aprobat o excepție de la lege prin ordonanța de urgență, aceștia pot fi incluși în grupurile respective, în formațiunile de studiu, chiar peste numărul maxim admis de lege. Nu ne așteptăm să ajungă la 50 într-o clasă, însă aproximativ 3, 4, 5 pot fi înscriși în fiecare clasă peste numărul. Dar domnul Sechei, ca să fie foarte clară povestea, vorbim despre cei care vorbesc româna, pentru că ați specificat la un moment dat și limba engleză, pentru că cei care vorbesc ucraineana sau rusa, e complicat să-i integrezi în ceea ce înseamnă sistemul de învățământ. Am înțeles corect? Toți copiii, nu doar cei care vorbesc limba română sau limba engleză. Spuneam că pentru aceștia va fi mai ușor. Toți copiii care vin în România din Ucraina beneficiază de acest drept în virtutea dreptului la educație pe care noi îl garantăm tuturor rezidenților care locuiesc, tuturor rezidenților din România. Acum, fiind o situație de război, situație excepțională, nu putem să creăm aceste discriminări. Va trebui să găsim pârghiile prin care să-i sprijinim pe profesori să îi integreze pe copii în procesul de învățare. Acolo unde va fi nevoie, vom apela la voluntari care vorbesc și ucraineană și română, profesori care sunt deja în sistemul de învățământ, care vorbesc limba ucraineană, studenți de la facultățile de profil din țară care studiază. Am înțeles, domnul Sechei. Deci încercăm să găsim soluții pentru a integra pe toți. Nu vrem să creăm. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru lămuriri. Mulțumim. Da, vedem ce o să se întâmple. Pe de altă parte, haideți să vorbim și despre... Asta este o chestiune pe care doream de mult să o discut, legat de ce se întâmplă astăzi cu Sărbătoarea Mare de la noi din țară. E vorba de Sărbătoarea Mare astăzi. În România, creștinii ortodoxi îi sărbătoresc pe cei 40 de mucenici. Asta înseamnă că din Vrancea, nu știu dacă tu simți, dar eu simt că vine miros înviitor de delicatese. Mă gândeam eu că o să ți se facă poftă, așa că iată, avem în continuare și rețeta perfectă. Și ca meniu să fie complet, tot astăzi s-au încheiat și zilele babelor, capricioase și reci, iar în locul lor vin zilele moșilor, care ar trebui să fie ceva mai calde, ce ne putem dori mai mult. Haideți să vedem. În Vrancea nu-i casă în care să nu se coacă mucenici. Tanti Stănica, împreună cu nepoții ei, pregătește cei mai gustoși mucenici din satul vrâncean Spulbervale. Dis de dimineață, se pun la încălzit lângă sobă făina, drojdia, mirodeniile și nuca. Apoi se cerne făina. Prima dată punem drojdia și lăsăm o leacă ca să se înmoaie cu zahăr. Pe urmă punem ouă, margarină. Câte ouă puneți? Punem 4 ouă la kilogramul de făină. Ca să fie mai fragil, să fie bun. Cât timp e frământat aluatul, sunt pregătite nucile. Secretul unui mucenic gustos stă și în calitatea și cantitatea de nucă folosită, spun gospodinele din sat. Sunt bune nucile? Da, sunt foarte bune. S-au spart ușor, dar au o coajă subțire. Sunt gustoase? Da, foarte. Cum o să fie măcinice?
cred că cei mai buni. După ce a fost frământat bine, aluatul e pus la crescut. Dacă făina e bună, în 20 de minute, aluatul e numai bun de băgat la cuptor. Până atunci însă, tanti Stănica vrea să știe dacă nepoata a învățat rețeta. Ca să iasă măcinici bun, trebuie să punem făină, drojdie, zahăr, ulei, ouă proaspete de casă, margarină sau unt topit, esență de rom, vanilie sau lămâie după preferințe și un strop de dragoste. Când sunt gata, fierbinți încă, mucenicii sunt unși cu miere de albine sau însiropați, pudrați din belșug cu miez de nucă. Din bătrân se spune că așa cum va fi vremea în ziua de mucenici, va fi toată primăvara. Persoanele cu acalazie au adesea probleme de înghițire sau simt că alimentele rămân blocate în esofag. Acalazia poate provoca tuse și crește riscul de sufocare la înghițirea alimentelor. Urmează Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de Luciana Intre. Bun găsit tuturor! Un băiețel de 2 ani și jumătate a primit o șansă nesperată. Copilul a fost diagnosticat cu acalazie, o boală rară care practic îl împiedică să se hrănească, fiind alimentat exclusiv prin perfuzii. În urma unei intervenții în premieră la un pacient atât de mic, o echipă de medici din Cluj i-au dat posibilitatea să ducă o viață normală. O echipă multidisciplinară din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie Hepatologie Octavian Fodor din Cluj-Napoca a reușit recent o premieră medicală în Europa de Est. Medicii au operat un băiețel de numai 2 ani și jumătate care a fost diagnosticat cu acalazie, o afecțiune care se manifestă prin incapacitatea de a înghiți hrana. Ea a fost înălțit cu o sondiță. Deci copilul acesta a avut tot timpul o sondă pe care s-a dat alimentele, care vă dați seama, de când s-a născut el n-a știut cum să mănâncă pe gură. Nu? Procedura a fost aplicată pentru prima dată în România în cazul unui pacient cu o vârstă atât de mică. Acum micuțul se află în perioada de recuperare într-un centru de boli rare și starea lui este una bună, spun medicii. Provocarea a fost aici vârsta extrem de mică. Și doi la mână, nici starea de nutriție nu era chiar perfectă, dar era o intervenție chirurgicală înainte, care nu știam cât de tare a schimbat anatomia, care oricum e puțin diferită de la adult. Și abordul, sigur că l-am făcut diferit, cum îl fac și la adult, pe altă față, ca să, pe fața anterioară nu se mai poate, ca acolo ca cicatricea chirurgicală. Din fericire, lucrurile au mers foarte bine, dar sigur că a fost într-adevăr o asumare și un risc care a trebuit neapărat să ne-l asumăm în echipă, așa cum se face, ca toată lumea să fie convins că facem ce trebuie. Diagnosticul de acalazie presupune că musculatura esofagiană nu are capacitatea de a împinge bolul alimentar, astfel că hrana se blochează la acest nivel. Nu există tratament medicamentos, dar simptomele pot fi controlate cu ajutorul tratamentului chirurgical sau minim invaziv. Dar, așa cum am spus, se întâlnește destul de rar și sigur că sunt mai multe metode de tratament. Unele dintre ele încercăm să paralizăm sau să rupem mușchiul respectiv prin dilatare, prin injectare de toxină botulinică, botox. Dar nu au efecte pe termen mediu și lung. Și atunci, pentru a câștiga pe termen lung, este secționarea acestui mușchi, care a fost inventată în urmă cu peste 100 de ani de domnul chirurg Heller, care a făcut prima intervenție de secționare a lui. Sigur că acum se realizează laparoscopic și a fost procedura de bază pentru acalazie mulți ani. În urmă cu 13 ani, în septembrie 2008, profesorul Inoue a făcut o nouă tip de intervenție, prima dată la om, pe cale endoscopică. Intrăm pe orificiu anal și realizând o breșă mucoasă pe unde intrăm cu endoscopul, descoperim mușchiul, îl secționăm și închidem după aceea. Când am văzut prima dată la congres, am zis ce o minune, toată lumea se uita curios la așa ceva și nimeni nu credea că va fi, credea că e o curiozitate japoneză. Ei bine, acum tot o facem. Și nu numai că o facem în toate tipurile de acalazie, aproape orice. Putem aborda foarte complex musculatura aceasta. Doi la mână, am început să extindem la pilor, putem să secționăm pilorul, putem după aceea să secționăm tumor de sub din mucoasă. Deci în momentul de față chiar putem să lezăm gesturi mari care înlocuiesc chirurgia complet, pentru că noi nu deschidem tegumentul, ci deschidem mucoasele pe care le putem închide ulterior.
În absența tratamentului, acalazia se poate complica din cauza riscului de aspirare în plămânea alimentelor. De asemenea, pacienții pot slăbi considerabil din cauza incapacității de a se hrăni corespunzător. Doamnelor și domnilor, e timpul pentru o pauză de publicitate. Revenim la nouă, stați cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor, este ora 9. Haideți să vedem împreună despre ce ar trebui să discutăm astăzi, ce se va întâmpla astăzi. Da, unul dintre cele mai importante lucruri, poate, iată, vicepreședintele Statelor Unite vine pe 11 martie în România pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu aliații de pe flancul estic. Kamala Harris se va întâlni vineri la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Vicepreședintele va transmite aprecierea administrației de la Casa Albă pentru abordarea responsabilă și implicată a țării noastre în contextul acestor amenințări de securitate generate de invazia rusă. Nu? Avem și declarații ale președintelui României care spune că e nevoie să întărim flancul estic al NATO. Noi facem parte din acest flanc estic. Prezența, până la urmă, înaltului oficial de la Casa Albă este pe de-o parte despre asta. Vorbim și despre refugiați, despre culoare, despre cum ar trebui să manageriem întreaga situație și să nu uităm că am mai avut vizite ale înaltelor oficiali și în zilele precedente și cu siguranță vor mai urma. Pe și, de altă parte, totul vine în contextul în care în Ucraina lucrurile nu s-au liniștit nici pe departe. Bombardamentele au continuat. A fost a patra încercare pentru acele coridoare de evacuare, care parțial a fost respectată. Sunt multe companii, nu? Apropo de ce se întâmplă în Rusia în această perioadă. Multe companii care renunță, nu? Sunt nume foarte mari. Putem vorbi de Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, Starbucks-ul. Sunt doar câteva, sunt destul de mulți care au avut răbdarea de a întocmi o listă în ordine alfabetică a tuturor companiilor care renunță sau stopează, cel puțin pentru o anumită perioadă, activitatea pe teritoriul Federației Ruse. Și cu siguranță frigul nu-i va afecta, că sunt obișnuiți, ceea ce nu se întâmplă neapărat la noi, pentru că în următoarea perioadă, nu la început de martie, se vorbește de minus 17 grade, e o temperatură nefiresc de scăzută. Vor urma, doamnelor și domnilor, cel puțin 2-3 nopți în care temperaturile se vor duce foarte, foarte în jos, spre minus 17, minus 20 de grade. Astea sunt temperaturi care de începutul anului, undeva prin ianuarie, nici la amiază nu va fi cu mult mai cald, abia dacă vom avea 1-2-3 grade. Și măcar dacă ar ninge, vorba ta apropo de secetă, dar nu se anunță ninsori, ci se anunță temperaturi geroase. Da, foarte puțină ninsoare în contextul în care poate zicem, dom'le, dacă temperaturile scăzute, măcar să vedem un pic de zăpadă. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă cu privire la pandemie. Iată, după 2 ani de pandemie, astăzi este prima zi în care nu trebuie să mai purtăm mască, nici în spațiile exterioare, nici la interior. De la miezul nopții trecute au fost ridicate toate restricțiile, iar obligațiile au devenit doar recomandări. Așa se face că avem liber la petreceri, la nunți, la botezuri, nu ni se mai cere certificatul verde la intrarea în instituții publice sau magazine. Și am avut și o discuție ora trecută despre ce se întâmplă în școli, în condițiile în care aceste obligativități se transformă în recomandări. E un lucru bine de știut, și anume faptul că școala va fi online doar la decizia învățătorului sau a directorului și școlii. Și se va purta mască, de asemenea, la recomandarea învățătorului exact. Directorului. Cu alte cuvinte, vă invităm să vedeți și celelalte știri ale zilei. Încep aplicațiile militare cu soldați români și americani pe granița de est a României. Asta înseamnă coloane militare blindate ale infanteriștilor din cele două țări se îndreaptă către zona Galați, acolo unde se vor antrena în exerciții similare cu ce se întâmplă în Ucraina. E cumva o pregătire... Nu e o pregătire. Militarii americani fac parte din detașamentele NATO dislocate în România pentru întărirea flancului estic. Mai multe informații aflăm acum de la Viorel Matei. Bună dimineața, Viorel. Poți să ne explici ce se întâmplă? Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor. La acest exercițiu care se desfășoară în poligonul Zmârdan din Galați participă aproape 1000 de soldați români și americani.
aproape 500 de tancuri și vehicule blindate. Este o desfășurare de forță impresionantă. Românii își aduc tancurile de la Brigada Mecanizată Mărășești de aici, din județul Constanța, iar americanii participă la aceste manevre militare cu celebrele vehicule blindate Stryker și mai nou cele Bradley. Acestea din urmă au venit zilele trecute tocmai din Kansas, din Statele Unite, direct pentru a întări flancul estic al alianței. Vor simula, spun strategii militari care au imaginat aceste aplicații militare pe hartă, situații identice cu ce se întâmplă acum în Ucraina. Coloane de tancuri vor ataca niște poziții fortificate, iar infanteriștii trebuie să le respingă și să le distrugă. Vor avea de furcă și de lucru câteva zile bune. Apoi, și cei care joacă rolul atacatorului și cei care joacă rolul apărătorilor sunt militari din formațiuni mixte, și români și americani. Scopul acestor manevre este ca cele două armate să se înțeleagă foarte bine și să acționeze ca și cum ar fi un singur corp de oaste. Exercițiul care se desfășoară zilele acestea la Smurdan se numește Justice Eagle, iar militarii care participă la ei, vorbesc de cei americani, au fost aduși direct din Germania pentru acest lucru și mai mult pentru a întări granița NATO, flancul NATO de est și în plus, spun oficialii, pentru a descuraja orice acțiune agresivă în regiunea Mării Negre. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumim, Viorel. Mulțumim frumos, Viorel. 280 de refugiați din Ucraina au ajuns ieri în Buzău și au fost cazați în hoteluri, internate și pensiuni. Cetățenii ucrainieni au ajuns în oraș cu un tren special care a transportat în jur de 1000 de refugiați. Prefectul județului Buzău, Daniel Țicle, a declarat că majoritatea persoanelor din grup sunt mame și copii. Am văzut exerciții militare, am văzut refugiați. Acum e timpul să vorbim despre o aplicație care e realizată de un programator din România, care prezintă harta celor peste 4500 de adăposturi de protecție civilă din țara noastră. Aplicația adăpostulmeu.ro este gratuită și cu ajutorul ei putem găsi adăpostul antiatomic din apropierea casei noastre. Aplicația identifică și adăposturile care sunt disponibile atunci când suntem în deplasare. Sancțiuni fără precedent impuse Federației Ruse, Statele Unite interzic importul de petrol și gaze din Rusia. Atenție, vorbim de un procent de 3% din nevoia pe care o are Statele Unite. Și tocmai de aceea își permit să facă așa ceva. Da, dar nu este singura țară. Oricum, aliații europene ai SUA nu au luat o asemenea decizie atât de drastică, deoarece multe țări din Uniunea Europeană depind de gazul rusesc și nu numai. Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe. Da, și la scurt timp după anunțul Washingtonului, președintele Zelensky i-a mulțumit liderului de la Casa Albă pentru decizia luată și a spus că este un atac dat în inima mașinii de război a lui Putin. Guvernul de la Londra a anunțat și el că Marea Britanie va impune o restricție similară până la sfârșitul acestui an. În acest moment, Uniunea Europeană încă lucrează la un plan de reducere a dependenței față de gazele rusești. Și să nu uităm că, la un moment dat, Statele Unite ale Americii au anunțat că vor trimite un anumit soi de dispozitiv, îi zic pompe de căldură, pentru a ajuta la ceea ce înseamnă scăderea dependenței energetice față de Federația Rusă. Și avem și o... Avem și o schimbare radicală și stranie, am putea să-i spunem, de strategie la Kiev. Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, iată, președintele Zelensky susține că este dispus să ajungă la un compromis pentru a opri violențele asupra ucrainienilor. Mesajul său defensiv a continuat. Liderul de la Kiev a declarat privitor la aderarea la NATO că, citez, m-am liniștit în această privință, deoarece alianța nu este pregătită să accepte Ucraina și aminte că este deschis dialogul în privința teritoriilor separatiste.
Volodymyr Zelensky pare că ar fi dispus să dea curs doleanțelor Kremlinului pentru încetarea atacurilor armate. În primul rând, sunt pregătit de dialog. Nu suntem pregătiți să capitulăm, pentru că nu este vorba despre mine, ci despre poporul care m-a ales. Referitor la NATO, m-am liniștit de mult în această privință. Asta după ce am înțeles că NATO nu e pregătită să accepte Ucraina. Alianței este teamă de chestiuni controversate și de confruntări cu Rusia. În cadrul unei conferințe comune cu președintele Letoniei, secretarul general al NATO a declarat că alianța trebuie să facă tot posibilul ca războiul să nu se extindă dincolo de granițele Ucrainei. And we have a responsibility to ensure the conflict does not escalate and spread beyond Ukraine. That would be even more dangerous, destructive and even more deadly. The situation could spiral out of control. În timp ce Vladimir Putin continuă să folosească orice alt termen mai puțin cel de război, reprezentanții ONU îl acuză că terorizează Ucraina. It's clear Mr. Putin has a plan to destroy and terrorize Ukraine. If the last two weeks have shown us anything, it's that the Ukrainian people are not going to give up. Faptul că nici cea de-a treia rundă de negocieri nu a adus la niște soluții clare nu face altceva decât să îngrijoreze și mai mult liderii comunității internaționale. Emmanuel Macron a declarat că nu crede că negocierile vor da roade și că războiul va continua. Președintele Klaus Iohannis susține în acest context, în contextul războiului din Ucraina, că flancul estic al NATO trebuie întărit și asta trebuie să întâmple rapid. Șeful statului a precizat că în acest moment traversăm, și citez aici, cea mai gravă criză de după cel de-al doilea război mondial. Am încheiat citatul. Parcurgem cea mai gravă criză de după cel de-al doilea război mondial. România condamnă ferm agresiunea militară rusă asupra Ucrainei, sprijină ferm suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei și va continua să acorde asistență multidimensională Kievului. Agresiunea rusă contra Ucrainei și noua realitate de securitate definită prin prezența militară masivă a Rusiei în Ucraina și în Belarus confirmă în modul cel mai elocvent necesitatea și urgența acestei consolidări a posturii flancului estic. Tabăra Magic Camp e locul unde copiii cu afecțiuni oncologice își petrec vara și a devenit acum adăpost pentru refugiați. Șoferii cu suflet, cei care de obicei îi transportă la spital pe micii pacienți, conduc acum în locuri liniștite pe oamenii care fug din calea atrocităților din Ucraina. Pentru că o mână de ajutor face totdeauna diferența. La 150 de kilometri de București, Magic Camp era tabăra destinată copiilor cu boli grave. De câteva zile însă, aceasta a devenit a doua casă pentru 10 de ucraineni. Printre ei este și Natasha, mama a 7 copii. În urmă cu câteva zile a reușit să fugă din bunkerul în care se ascundea și să ajungă în România, însă doar cu 3 dintre copii. Voluntarii Asociației Magic au ajutat-o și i-au oferit adăpost. Sunt foarte mulțumită de oamenii care m-au ajutat aici. Mă simt foarte bine și le mulțumesc mult. Niciodată nu m-am gândit la asta. Eram liniștiți. Niciodată n-am crezut că o să înceapă așa ceva la noi în țară. Gândurile ei au rămas acasă, la ceilalți copii. Vrem să nu mai fie război. Vrem să fie țări liniștite, să nu mai fie sânge și lacrimi, să fie toată lumea liniștită și să trăiască în pace. Și Alisa a reușit să plece din calea bombardamentelor. Era în Odessa când a început războiul. A luat tot ce a apucat să pună într-o valiză și a fugit. Știa că trebuie să facă tot ce poate pentru a-și salva băiețelul de doar 3 ani. Suntem foarte bine aici. Avem și mâncare și căldură pentru copii, dar și îmbrăcăminte. Sunt alături de noi toți cei de aici. Soțul meu nu e cu arma în mână, dar ca fiecare de acolo ajută în acest moment cu tot ce poate soldații din Ucraina. Încă din prima zi, voluntarii Asociației Magic s-au mobilizat și au oferit ajutor refugiaților. Șoferii de suflet, cei care în mod obișnuit transportă copiii bolnavi la spital, au fost zi și noapte la granițe, de unde au transportat gratuit ucrainenii în locurile unde aveau nevoie. Chiar astăzi, un camion cu ajutoare a pornit la drum spre Ismail.
Peste 400 de refugiați au găsit cazare în spațiile Magic Home din București, Iași, Chișinău și Viena. În acest moment la Magic Camp sunt 32 de ucraineni care au fugit din calea războiului și au găsit aici adăpost și sprijin. Este un flux continuu de refugiați care vin și pleacă. Printre ei sunt și foarte mulți copii cu vârste între 5 luni și 14 ani. Mii de ucraineni trec granița zilnic spre România. Pentru a-i sprijini în continuare este nevoie de orice ajutor. Poți ajuta chiar tu printr-o donație la unul din conturile afișate pe ecran sau printr-un simplu SMS la 8864 cu textul Solidaritate. Războiul din Ucraina a scumpit alimentele. Prețul grâului a atins cel mai mare nivel din ultimii 14 ani și previziunile sunt sumbre. Ar mai putea crește în continuare. E normal. Am avut la un dat discuția asta noi doi vis-a-vis de faptul că Ucraina este unul dintre cei mai mari furnizori. E grânarul Europei, da. Da, da, alături de Rusia. Pentru o pâine am putea plăti un preț dublu, deoarece făina s-a scumpit considerabil. Și uleiul se scumpește de la o zi la alta tot din același motiv. Războiul a oprit aproape un sfert din exporturile mondiale de alimente de bază. Lista e completată de multe alte lucruri. Vorbim de aluminiu, de biciclete, petrol, gaze, cărbune. E o listă lungă și tristă. Uniunea Europeană se confruntă cu un deficit de ulei de floarea soarelui, deoarece războiul blochează exporturile de la furnizorul cheie, Ucraina. Aproape 45% din uleiul de floarea soarelui prelucrat în Europa provine din Ucraina, iar estimările arată că Uniunea Europeană este pregătită cu stocuri pentru încă 4 sau 6 săptămâni. De aceea, în fața unui nou val de scumpiri, românii sunt obligați să-și găsească alternative. Poate încercăm să renunțăm și așa nu este foarte ok să folosim ulei în neștire, prăjile oricum nu, iar cu pâinea sperăm să facem de casă. Raport cu salariile cam scump, mâncăm mai puțin, că și așa suntem grași. Păi ce să facem? Patronii brutăriilor se așteaptă și ei la un nou val de scumpiri la materia primă. În ultimele zile, prețul unui kilogram de făină a sărit de la 1 leu și 46 de bani la 2 lei și 20 de bani plus TVA. Asta înseamnă automat și scumpirea pâinii. Pentru că prețul grâului a urcat foarte mult din cauza războiului și ne așteptăm la scumpiri destul de consistente, să știți. Românii se văd din nou nevoiți să strângă cureaua. Tot în economie se poate face. Scazi de dincolo, ei de dincolo ca să poți să te ajungi. Trebuie să iei de undeva, din toate aproape că trebuie să iei. Sunt pregătit gata pentru orice. Sunt născut mai devreme și am prins fel de fel de etape de scumpiri și de toate astea. Deci, într-un cuvânt, suntem pregătiți. Sperăm că să fie și recoltă, că dacă nu o să fie atunci, o să fie și mai grav, că dacă trebuie importat și... Dar noi, cum suntem, am pus grânarul Europei și cred că o să fim mai departe, să ne descurcăm, că pâinea, măcar pâine să avem. Nu numai Europa este dependentă de importurile din Rusia și Ucraina. În aceeași situație se mai află și Egipt, Liban sau Siria. Bombe, proiectile, rachete, tancuri, desfășurări de trupe, avioane doborâte, incendii. Mai eram un pic și rămâneam fără degete. Tot ce se întâmplă acum în Ucraina afectează mediul înconjurător pe termen lung. Practic, munca activiștilor de mediu din toată lumea a fost ștearsă cu buretele. Pe lângă un dezastru umanitar și economic, războiul înseamnă și un dezastru ecologic, cu siguranță. Da, problemele abia au început. Ceea ce trăim acum ne va afecta pe termen lung. Dezastrul ecologic lăsat în urmă de război va afecta umanitatea la scară largă. Ucraina este unul dintre cei mai mari producători de alimente din Europa. Da? Gândiți-vă că acolo, clar, în urma acestui conflict armat, solul va fi afectat, ceea ce înseamnă că și producția, în momentul încetării acestui conflict, va fi afectată, lucru care va duce la afectarea celorlalte țări, pentru că și celelalte țări vor încerca să suplinească asta. Asta înseamnă o exploatare poate mai mare a solului în alte țări. Nu doar clădirile sunt doborâte în atacuri și natura este pusă la pământ. Imaginile cu locurile bombardate înainte de război și după distrugerile masive arată realitatea crudă. Să fugi milioane de oameni de acolo, să le asiguri toată această circulație pe întregul continent. Într-adevăr, avem indici de poluare foarte ridicați. Dacă la tot acest
transport al persoanelor care încearcă să salveze, adăugăm mașinăria de război, care ați văzut că ea nu este una performantă din punct de vedere al reținerii emisiilor. Nu, toate emisiile sunt în atmosferă. Iar un potențial accident nuclear ar fi și mai rău. O centrală nucleară este un pericol foarte mare pentru toată lumea, deci nu numai pentru țara respectivă, ci pentru tot ce se întâmplă în jur. Mediul încă nu și-a revenit. S-au făcut multe, deci Cernobâlul devenise de fapt un site turistic. Mediul acolo, natura încă nu și-a revenit și au trecut din 80 până acum aproape 40 de ani. Poluarea ucide și pe timp de pace. Peste 8,3 milioane de oameni mor prematur în întreaga lume în fiecare an din cauza poluării. Situația este într-adevăr complicată din punctul ăsta de vedere al ecologiei. Să vedem câteva cifre. 530.000 de hectare au fost distruse în Ucraina, numai în zona Donbas. Vorbim și de 18 rezervații naturale care practic au fost rase de pe fața pământului și avem 12.000 de hectare de pădure care de asemenea au ars complet în Ucraina. Trist. Ministrul Sănătății a făcut și câteva precizări legate de un eventual val 6 al pandemiei de COVID, asta în contextul în care tocmai ce am intrat în normalitate. Tocmai ce nu mai avem restricții, da. Teoretic. Alexandru Rafila susține că în acest moment nu se pune problema unui asemenea risc, dar l-a recomandat românilor să fie prudenți în continuare, chiar dacă restricțiile au fost ridicate. Nu mă hazardez să fac afirmații tranșante, mai ales când e vorba despre un agent biologic cu o foarte mare variabilitate genetică și vă spuneam că așteptăm toamna, nu ca să vină un nou val, ci să vedem dacă particularitățile în ceea ce privește transmisibilitatea și patogenitatea unor tulpini, variante emergente, ne pun în situația apariției unui astfel de val. Rămân în continuare adeptul practicării regulilor de protecție individuală care duc la protecția comunității, iar lucrul acesta, dacă se va dovedi necesar, cred că trebuie să-l avem în vedere pe tot parcursul acestui an. Mergem către Roxana acum, care ne vorbește despre această vreme minunată de primăvară, nu? Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Atmosferă de iarnă în toată țara, cu temperaturi cuprinse între minus 2 și 7 grade, astăzi în capitală. La această oră fulguiește slab și se înregistrează cam un grad, însă după prânz temperatura va ajunge undeva pe la 5 grade, dar haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea în întreaga țară. Așadar, avem parte de vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între minus 2 grade în depresiuni și 7 grade în Oltenia. Cerul va fi acoperit de nori în majoritatea zonelor. Nu scăpăm nici de precipitații. Vor predomina ninsorile, pe arii restrânse în regiunile extracarpatice și cu totul izolat în rest. La munte va ninge slab, vântul va avea intensificări în estul, sud-estul și vestul țării, precum și pe crestele montane. Mâine, vremea rămâne deosebit de rece, geroasă dimineața, în special în depresiunile intramontane. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 5 grade. Sunt posibile ninsori slabe la munte, în sud și în est. Vântul va avea intensificări în estul, sud-estul și vestul teritoriului, precum și în zonele de munte. Rafalele vor atinge viteze de 40-50 de km pe oră, amplificând astfel senzația de frig. În București vom avea parte de frig și vreme închisă, trecător va mai ninge slab, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Mâine se mai răcește puțin, astfel că maxima nu va depăși 4 grade. Soarele se va arăta trecător, iar șansele să avem parte de precipitații sunt foarte reduse. Vântul va prinde însă putere și va spori senzația de frig. Vineri, temperatura continuă să scadă și la amiază termometrele vor indica cel mult 1 grad. Cerul va fi înorat și nu vom avea parte de precipitații. La munte se va face mai frig, iar dimineața și noaptea va fi ger. O să mai ningă doar pe arii restrânse, iar vântul rămâne activ la altitudini mari. Eu mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem și diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Irina Daniel. Și noi ne oprim pentru moment. Intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat.
Am revenit. Iată, Rusia și Ucraina sunt deja la a patra rundă de negocieri. Iar rezultatele acestor discuții nu sunt pe măsura așteptărilor. De ce se întâmplă acest lucru? Încercăm să aflăm chiar acum de la expertul în mediere, Zeno Șuștac. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Haideți să vedem care ar fi explicația dumneavoastră de ce aceste patru runde de negocieri, rundele de negocieri care au avut loc până la urmă, până acum, de ce nu au avut niciun rezultat? Cât timp armele vorbesc, diplomații tac sau vocea lor este extrem de timidă. La o înțelegere, la o posibilă soluție negociată, la un posibil acord, se poate ajunge doar în situația în care armele tac. Iar acest lucru nu se întâmplă la acest moment. La ce asistăm, de fapt? La o negociere sterilă, la o pseudo-negociere în care partea rusă nu dorește sub nicio formă să facă pași spre o posibilă înțelegere și nu dorește sub nicio formă să facă concesii. Practic, asistăm aici la folosirea pârghilor de putere. Timpul acționează de data aceasta în defavoarea ambelor părți, poate mai mult în defavoarea părții ucrainiene, pentru că aici vorbim despre victime civile. Multe, vorbim despre refugiați, vorbim despre distrugeri, fiecare zi de conflict cauzează pagube și drame inimaginabile. Contextul, de asemenea, este extrem de complicat, dar să ținem cont de ceva, o negociere se pierde sau se câștigă. Și înainte de asta, trebuie să existe un cadru pentru negocierea respectivă. Nu deci atunci, cine a câștigat sau cine a pierdut în momentul de față după cele patru runde? În opinia dumneavoastră? În opinia mea au pierdut ambele părți, pentru că ajungerea la o înțelegere în anumiți termeni ar fi benefică pentru ambele părți. Nici Rusia nu poate susține financiar acest război și nu doar financiar. Întrebarea este care sunt obiectivele minimale și maximale ale fiecăreia dintre părți. S-a realizat totuși în ultimele 2-3 runde de discuții o oarecare flexibilizare minimală a cerințelor. Dacă inițial niciuna dintre părți nu dorea sub nicio formă să facă niciun fel de concesie, acum tonul s-a mai înmuiat oarecum. Așa și este. Există posibilitatea unor concesii viitoare, dar la o înțelegere nu se va ajunge dincolo de propunerile de mediere ale Chinei, ale Israelului, ale Turciei, ale Arabiei Saudite, decât într-un format internațional în care o terță entitate neutră și imparțială, care va avea capacitatea de a facilita niște negocieri eficiente, va realiza acest cadru. Simplele negocieri dintre Rusia și Ucraina nu au cum să ducă la o înțelegere, dar pentru că trebuie să existe și garanți ai respectării. Domnule Șuștac, vorbeați la un moment dat într-un interviu despre diplomația nevăzută. Asta înseamnă o terță persoană, o terță parte care se implică în aceste negocieri? E o terță entitate statală și o organizație internațională, dar la acest moment Organizația Națiunilor Unite este un colos cu picioare de lut, iar alte organisme internaționale nu sunt capabile la acest moment să medieze acest conflict. Doar un terț stat agreat de către ambele părți sau un concern de state care se vor grupa pentru facilitarea cadrului de mediere. La ce asistăm acum nu este de fapt o negociere. Se poate obține maxim un armistițiu, maxim o coloană umanitară. Pentru a fi vorba despre negociere, trebuie să avem formatul necesar, iar formatul nu există. Și cine avem ar putea fi un canal de comunicare între Rusia și Ucraina și nimic mai mult. Cine ar putea fi a terța parte, cea de-a treia parte în acest caz, în opinia noastră? S-au vehiculat până acum diverse variante. China ar putea fi un factor în acest sens, dar nu vorbim despre neutralitate. Israelul este o altă discuție și o pistă care ar putea fi sondată în viitor. Turcia, dar aici sunt chestiuni mai delicate pentru că acele drone au fost furnizate Ucrainei și nu vorbim din nou despre neutralitate. Deocamdată suntem în zona negativă de negociere, o zonă în care conturarea consensului este imposibilă. Noi la ce asistăm? Nu asistăm la negocieri eficiente, asistăm la pseudo-negocieri, la negocieri sterile.
Domnule Șușac, și atunci care ar trebui să fie tacticile unui negociator? Un om care să se așeze la masă și să împace cele două părți, care par de neîmpăcat, cel puțin în contextul actual. Da, la acest moment așa par. Principala misiune ar fi să sondeze obiectivele celor două părți, obiectivele minimale și maximale, iar în funcție de acestea să reușească să genereze posibile opțiuni de depășire a impasului, pentru că plaja de negociere la un moment dat se intersectează între obiectivele părților și trebuie identificate punctele comune. Dar aș vrea să vă întreb o chestiune. Vă rog. Parcă totul a început un pic greșit din momentul în care a apărut acea masă de 6 metri, iar acum la aceste negocieri nu se întâlnesc liderii. Poate ar trebui să se întâlnească liderii ca altfel să fie discuțiile, sau e de neconceput ca cei doi să se vadă? Cu certitudine, decizia nu se află în sala de negociere. Am văzut acolo două delegații, dar decizia se afla la Kiev și la Moscova, iar de partea ucraineană decizia nu se afla exclusiv la Kiev. Asistăm la o negociere distributivă de tip win-lose, în care cineva, ambele părți doresc ca cealaltă parte să piardă. Astfel nu se vor face concesii. Până nu se transformă negocierea distributivă în negociere rațională, șanse de ajungere la o înțelegere nu există. Și e posibil să asistăm la o schimbare de componență acestor grupuri care merg către negocieri? Poate pentru a se mai trage de timp sau poate pentru a se cădea de acord în urma acestor negocieri? Cumva întrebarea vine și în contextul în care sâmbătă partea ucraineană a anunțat că unul dintre negociatori s-a dovedit a fi un spion rus. Cumva e delicată povestea. Da. Școala de negociere rusă a fost și este redutabilă. Ei folosesc stilul roșu de negociere, un stil coercitiv, bazat pe poziție de forță, pe amenințare, pe lipsa concesiilor, pe influențare. Ei, având în vedere acest lucru, pot să vă spun că la acest moment lucrurile nu decurg în direcția, nu merg în direcția cea bună. Partea rusă, de-a lungul timpului, a folosit această tactică de schimbare a echipei de negociatori pentru a-și asigura un plus de beneficii. Este posibil și la acest lucru, pentru că la ce asistăm la o tergiversare, nu la o dorință de tranzacționare de ajungere la o înțelegere. Mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Foarte interesante și cumva îți oferă o imagine pe care de cele mai multe ori tu nu o ai și nu o înțelegi. De ce se întâlnesc, cum, nu ce interesa, simți și care cumva sunt din fața televizoarelor de că de fapt nu a avut niciun rol și niciun scop întâlnirea respectivă. Dar da, într-adevăr, domnul Șuștag ne-a explicat în termeni extrem de... Ei bine, domnilor și domnilor, industriile creative și culturale vor căpăta o nouă formă digitalizată datorită unei inițiative europene. Cum vă puteți implica dacă sunteți creativi? Aflăm chiar acum la Trend IT alături de colega noastră, Bianca Iordache. Bună dimineața și bun găsit! Creativitatea este despre curaj, explorare și artă într-un final. Cu mult curaj a pornit la drum și o inițiativă europeană care își propune să dezvolte industriile creative și culturale într-un mod cât mai digitalizat și mai modern. Care este misiunea celor de la The Creatives, ne spune Ada Galeș. Bună dimineața, Ada! Bună dimineața! Mă bucur foarte mult să povestim despre asta. Mă bucur că ai venit. Așadar, tu dorești să dezvolți industriile culturale și... cele creative. Creative, da. Eu împreună cu partenerii noștri, Ionuț Țața, soțul și partenerul meu și alți parteneri din Europa, ne propunem să alcătuim un consorțiu la nivel european care să vorbească despre industriile creative și culturale. Și cum să vorbească despre ele? Să le sprijine, să infuzeze startup-uri, să le găsească investitori, să discute despre asta într-o perioadă în care cred că e momentul să schimbăm puțin direcția. Începem să ne automatizăm, începem cumva ca muncile redundante să nu mai fie cele care au atât de mare căutare și suntem convinși că în următorii 5, 10, 15 ani va fi un shift foarte mare și de joburi și de felul în care ne uităm la lume și credem că e importantă susținerea creativității și cumva și ai face pe creativ mai antreprenor și pe antreprenor mai creativ, cumva un schimb așa între domenii. Bun, cum veți face acest lucru?
Punem la cale un consorțiu și aplicăm la un col pe care îl are Comisia Europeană la sfârșitul lui martie, deci suntem chiar în focuri și pe ultima sută, un consorțiu european unde avem parteneri din întregile industrii culturale și creative, vorbim de fashion, vorbim de designer, de companii care fac asta, arhitectură, vorbim de universități, că vor fi foarte important de susținut noi programe, vorbim de cercetare și încercăm să aplicăm la asta. Încercăm să dezvoltăm cea mai mare rețea europeană de susținere a industriilor culturale și creative. Cum, când ai observat această nevoie? Cred că e observată cumva în tot globul și într-un ritm accelerat, dacă vorbim de ultimii 20 de ani, dar cred că Europa rămâne un pic înapoi, cred că America și Asia au înțeles un pic mai bine că e bătaie pe industriile culturale și creative și că se poate investi din asta și asta înseamnă și return of investment, sunt industrii profitabile. Tot ceea ce consumăm în momentul ăsta, și îți dau un exemplu de platforme, Netflix, Amazon Prime, HBO, TikTok, Facebook, Instagram, toate nu sunt europene. Noi o să îi ținem pe oameni la curent cu absolut tot ceea ce facem, o să lansăm și un support letter din partea oamenilor, o scrisoare de susținere ca ei să poată să susțină acest demers și să fie primii care află, atât dacă, chiar dacă sunt creativi, chiar dacă sunt susținători ai creativității. Și aici vorbim de orice consumator. Tot ceea ce consumăm și faptul că se uită la noi acum e un produs al industriilor culturale și creative din toată lumea asta. Ada, în momentul de față, când vorbim de artă și creativitate, vorbim și de NFT. Da. Și asta urmăriți și voi. Asta urmărim și noi, o să dezvoltăm și suntem pe cale să dezvoltăm o platformă care să funcționeze ca un registru creativ, deci nu un marketplace, nu vorbim doar de NFT-uri, ne-am obișnuit să zicem, ilustrații, vedem niște artă care e un NFT și cum, ce facem cu ea, e digitală. Nu, încercăm cumva să standardizăm puțin piața și ca fiecare creativ să aibă acest NFT, care practic îi autentifică lucrarea, ca tu după aia să te întorci la el și să poți să-l găsești, să poată să-și ia înapoi drepturi de autor, cum s-ar zice, royalties, și să se ducă înapoi fiurile la către artiști și către creativi, dar vorbim de toți creativi, asta încercăm să facem. Mulțumesc tare mult, Ada. Mulțumesc. Și vă urez mult succes. Mulțumesc. Aici se încheie Trend IT, noi ne vedem și mâine, pe curând. Încheiem? Încheiem, da. Doamnelor și domnilor, punem punct aceste ediții Focus la prima oră. Ne revedem mâine dimineață la ora 8 fix, să aveți o zi cât mai bună cu putință. Mai bine, la revedere! Acest program este disponibil și